Alin Ghița, un antrenor fericit astăzi. Alin, cum a fost partida de astăzi? Ne așteptam la un joc greu. Felicit jucătorii că au dat dovadă de caracter și atitudine, pentru că în condițiile în care aveam 5 jucători indisponibili, cei care au intrat de pe margine și-au făcut cu brio datoria și în repriza a doua ne-am descătușat, a reușit să marcăm de 2 ori și cel mai important, n-am primit gol. Cred că după repriza un pic în care a controlat jocul, dar nu a fost chiar cel mai bun, cel mai bun fotbal, n-au făcut fazi chiar foarte, foarte multe de gol. În schimb, după voastră, nu au dat altfel. De unde ai putea ce spus? Pentru că în repriza secundă a fost cu case multe probleme cele de gol pe care le-am înscris. Toată săptămâna, cum am spus și la conferința de presă, am lucrat doar pe faza ofensivă, am încercat să ducem cât mai mult sau să tratăm cu mai mult respect toate situațiile pe care ne le creăm și repriza a doua cred că a venit și din faptul că jucătorii au avut o altă atitudine față de meciul de la Piatra Neamț. Presupun că și pentru dumneavoastră și pentru băieți, pentru tot acest grup, victoria de astăzi este importantă și de aceea că am mers un pic așa pe adică, era o serie nu grozavă, va versa totuși complicați și acolo și voluntari, dar presupun că vă dați o liniște înainte acestei duble cu echipă din Iași. Nici nu mă gândesc la ceea ce înseamnă viitor. Acum vrem să savurăm victoria asta pentru că sunt două atunci, am câștigat, am reușit să dăm două goluri și cel mai important, am primit gol. Din punct de vedere al moralului, e clar că jucătorii acum au un moral bun. Urmează o pauză, după aia încercăm să punem la punct ceea ce nu ne-a ieșit bine pe situația ofensivă, dar cel mai important e că echipa a câștigat, jucătorii care au intrat în teren au dat dovadă de caracter și pentru asta a ajuns la ea. Coșereanu revine după 8-9 luni la Deja, acum 2023. Cum îl simțiți? Pentru că pasul nu e important, acolo de vizită, un decreter, un om care a putea ajuns la vârstă echipa. Cu siguranță că Coșereanu are o experiență foarte bogată și cred că experiența lui ajută pe cei de lângă el, mai ales că în compartimentul ofensiv avem și jucători care au care sunt 2006-2005 și cred că aportul lui în teren îi motivează foarte mult pe cei tineri și eu zic că ne poate ajuta și din punct de vedere individual că poate să vină cu lucruri bune. Ar putea acest succes să dea încredere mai mare jucătorilor? Nu, a putea acest succes să dea încredere mai mare jucătorilor? Pentru că presupun că unde vă dea încredere, nu cred că ai ceva mai la nivel de ultime rezultate. Presupun că aveau un pic de teamă, nu știu, poate greșesc eu. Nu, încredere am avut tot timpul. Singur că nu concretizam acțiunile pe care le cream. Pentru că și la meciul de astăzi, dacă v-ați uitat în prima repriză, am avut foarte multe momente în care am dus mingea în jumătatea adversă, dar anumite momente parcă nu am fost destul de lucizi să finalizăm acțiunea. Și cred că asta ne lipsa, nu neapărat încrederea, ne lipsea finalitatea acțiunii care până la urmă a venit, poza s-a descătușat, a reușit, a marcat, Bustea a venit și el cu gol și cred că pentru ei e un lucru îmbucurător. Acum vei avea 2 săptămâni la dispoziție să lucrezi cu atacanții și pentru faza ofensivă să așteptăm și mai multe goluri? Pe mine mă interesează să câștig, indiferent de câte goluri dăm, toate antrenamentele le facem în așa fel încât să aducem beneficiul echipei și să aducem puncte pentru echipă. Dacă vor fi mai multe goluri, cu atât mai mult va fi mai mare bucuria. Dar cel mai important este să câștigăm punctele puse joc. Poate de golurile marcate. Poate fi remarcat cineva, în mod special, după meciul de astăzi? Remarc grupul. Pentru că, cum am spus, indiferent de cei care au intrat pe parcurs, de cei care au intrat de la început, chiar dacă aveam 5 jucători accidentați, și-au făcut cu tot cu deplin datoria și am câștigat. Ok, mulțumim mult!